Domnule președinte Constantin, alianța PSD-UNPR-PC conduce în clasamentul intențiilor de vot la alegerile europarlamentare, așa cum arată sondajele realizate în ultima perioadă. Dumneavoastră, ce scor electorat doriți să obțineți în 25 mai? Sigur că noi ne dorim să obținem cât mai mult. Dar nu, am observat și noi o tendință bună pentru noi, spun eu, în ultimele săptămâni, nu numai în sondajele pe care noi le facem, dar și în sondajele pe care adversarii politici le-au dat publicității în ultimele zile. Cred că este cam singura formațiune politică, fie că e vorba alianță sau partid, care a crescut în această perioadă, pentru că eu cred că s-a făcut campanie, așa cum au și văzut cetățenii, am reușit să ajungem în majoritatea județelor din țară. Încă nu s-a încheiat campania, sper să ajungem chiar în toate, dar se face campanie pentru că e un moment important și e un moment bun pentru noi. Mi-amintesc că în anul 2012 toată lumea spunea faceți campanie pentru că e foarte ușor, nu sunteți la guvernare. Eu cred că avem un avantaj mult mai mare acum pentru că avem ce să spunem. În 2012 am promis anumite lucruri, acum mergem în fața cetățenilor și ăsta a fost sfatul meu către toți cei care sunt în campanie, fie că sunt europarlamentari sau deputați care merg astăzi și cer votul pentru Parlamentul României, să meargă să spună ce a făcut această guvernare. Sigur că nu mai putem să spunem de realizările USL, vorbind de realizările guvernului, dar una peste alta sunt cam aceleași lucruri pe care le-am propus și în Uniunea Social-Liberală și le ducem mai departe în acest format. Deci eu cred, ca și concluzie, că vom obține un scor bun, dacă nu foarte bun. Evident, este cea mai bine clasată formațiune alianță politică, dar acest scor trebuie obținut pe baza ceea ce spunem că am făcut în această perioadă. Pentru mine și pentru tot guvernul, cred că este un test pe care îl dăm în fața electoratului vis-a-vis de modul în care am guvernat până acum. Au rămas mai puțin de două săptămâni din campanie. În toată această perioadă, cum ați reușit să le explicați românilor miza, importanța acestor alegeri europarlamentare și da, e o întrebare foarte bună, pentru că e adevărat, poate că și percepția publică a fost că s-a vorbit mai mult de ce se întâmplă la nivel național. Și cred că a fost destul de dificil și în continuare destul de dificil să explicăm importanța totuși în context european. Avem multe de spus și toată lumea se concentrează pe mesajele interne, pentru că în România cred că s-au întâmplat lucruri bune. Vedeam chiar și astăzi un rezultat dat publicității. România a avut cea mai mare creștere economică pe primul trimestru dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci din 28 de state membre, România a avut cea mai mare creștere economică. Cred că este un rezultat nu întâmplător, ci un rezultat al unor politici pe care le-am implementat, iată, deja de 2 ani de zile. În luna mai am împlinit 2 ani de zile de când guvernăm într-o formulă sau alta. Sigur că acestea sunt temele actuale, temele care preocupă și cetățenii, pentru că ne interesează dacă avem locuri de muncă, dacă avem creștere economică, dacă putem să creștem salariile sau pensiile. Și s-a reușit, cred eu, s-au făcut și aici câțiva pași. După mulți ani am reușit să indexăm pensiile. Nu mai vorbesc de repararea nedreptăților făcute de guvernele anterioare, atunci când s-au redus salariile și pensiile. În acest context intern, cred că este important de explicat de ce o politică și economică și socială trebuie dusă și la nivel european. România trebuie să-și schimbe și la nivel european statutul pe care l-a avut până acum. Eram un stat care nu aveam o forță foarte mare de negociere, nu aveam rezultate foarte bune care să ne ofere acea platformă de a negocia mai puternic. Astăzi România, sigur că poate să întrebe în Uniunea Europeană, de exemplu, de ce România respectă toate criteriile vis-a-vis de deficit și alte state nu respectă aceste criterii. De ce România este privită ca o țară de mâna a doua când România, iată, are creșterea cea mai mare din punct de vedere economic. De ce România, se vorbește de românii care ar putea invada, să spunem, piața de muncă din Marea Britanie, când în România rata șomajului este cea mai mică. Sunt tot felul de lucruri care cred eu că atunci când dai o politică internă corectă pot fi transpuse și la nivel european. Miza alegerilor parlamentare, europarlamentare, cred că este mult mai mare decât realizăm ca cetățeni în momentul de față. Am avut și experiențele din 2012, n-aș vrea să insist foarte tare pe acestea, dar cred că și atunci, dacă lucrurile erau explicate mult mai bine și nu era denigrată țara, așa cum a fost din păcate în toată această perioadă de către alți colegi din PDL sau din alte formațiuni politice, cred că altfel stăteau lucrurile în România.
Care sunt principalele aturi ale candidaților Alianței pentru care România ar trebui să voteze? Vă dau doar câteva dintre ele. Eu vorbesc acum, în primul rând, ca ministru al Agriculturii. În primii 15 candidați sunt 4 care au lucrat, lucrează sau vor lucra pentru agricultură. Daciana Sârbu, știți foarte bine eforturile pe care le-a făcut pentru promovarea produselor bio și produselor tradiționale. Viorica Dăncilă, membru al Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, de fiecare dată un sprijin pentru promovarea intereselor României vis-a-vis, să spunem, recent de modificarea politicii agricole comune. De asemenea, Sorin Moisa, coleg de cabinet în Comisia Europeană cu domnul comisar Dacian Cioloș, cu expertiză extraordinară în domeniu. Laurențiu Rebega, un tânăr, să spunem așa, practician în ceea ce înseamnă agricultura. Deci eu, ca ministrul agriculturii, am toate motivele să fiu bucuros că vom avea 4 persoane, 4 parlamentari europeni care vor duce mai departe politica pe care noi o practicăm și interesele fermierilor și la nivel european. În primii 20 sunt 6 tineri până în... 11 tineri, dacă nu mă înșel, până în 45 de ani. Deci sunt foarte multe argumente pentru care eu cred puternic în această listă. Nu mai vorbim de experiența multora dintre ei, atât în administrația centrală, în administrația locală, dar și în administrația de la Bruxelles, în Parlamentul European. Avem exemple concrete, Corina Crețu cu experiență bogată, Dan Nica, Cătălin Ivan, și tânăr și expert. Deci, dar dincolo de toate aceste argumente, cred că cel mai important argument este că sunt români adevărați care niciodată, indiferent ce se întâmplă în România, nu și-ar vorbi țara de rău la Bruxelles. Ce prezență vă așteptați să fie în duminica votului, dat fiind faptul că la precedentele alegeri europarlamentare românii s-au situat ca prezență sub media europeană? Da, noi facem tot posibilul și acesta, să știți că a fost mai mult scopul deplasării noastre în teritoriu. Să încercăm să convingem cetățenii că viitorul lor depinde de prezența la vot, că suntem cetățeni europeni și vrem să avem drepturi egale. Dacă vrem toate aceste lucruri, trebuie să mergem la vot. Trebuie să mergem și să spunem că suntem nu cetățeni, nu europeni de mâna a doua, ci suntem egali cu toții, că avem drepturi egale în Uniunea Europeană, că libertatea de mișcare, fie că vorbim la forța de muncă, fie vorbim la capitalul, este aceeași pentru toți și nu trebuie să fie tratați diferiți. Dacă vrem ca toate aceste lucruri să se întâmple, trebuie să mergem la vot pe 25. Cum v-a afectat în campanie faptul că nu ați mai putut să folosiți sloganul USL trăiește în anumite județe? Nu cred că ne-a afectat foarte tare, dar sigur că avem o mare amărăciune vis-a-vis de atitudinea colegilor liberali, care au vrut cu toate eforturile pe care le au, cu toate forțele pe care le au, să distrugă această sintagmă pe care noi am folosit-o. Este evident pentru noi că au avut în plan mai demult ca Uniunea Social-Liberală să fie destrămată. N-am înțeles această atitudine, mai ales că era speranța românilor și era garanția că luptăm până la capăt, cum spuneam, cum face dreptate până la capăt, vis-a-vis de regimul, așa cum l-a numit noi, generic, regimul Băsescu care se instalase în România. Probabil că odată ce au ieșit din Uniunea Social-Liberală, odată ce au bătut palma oarecum cu Traian Băsescu, cu Elena Udrea, cu Vasile Blaga, cu toți ceilalți sau cu o parte dintre ei, în momentul acela au vrut să arate că într-adevăr nu mai există o forță care să lupte cu Traian Băsescu. Acea forță există și noi am vrut să dăm un mesaj mai mult prin sloganul USL trăiește. Și anume că tot ce ne-am propus prin Uniunea Social-Liberală ducem în această formulă până la capăt. Toate lucrurile pe care am promis că le îndreptăm în formația Uniunea Social-Liberală, le ducem la capăt prin guvernare și prin noua alianță electorală PSD-UNPR-PC. Acesta era sensul demersului, USL trăiește, adică această alianță duce la capăt programul de guvernare. Liberalii au depus în această săptămână și o moțiune de cenzură îndreptată împotriva guvernului, intitulată Opriți guvernul Ponta, guvernul corupției, demagogiei și minciunii. Cum vedeți acest demers politic al PNL și ce șanse de reușită îi dați? Demagogie, exact cum au spus și dânsii, pentru că este un demers în care nu cred nici domniile lor. Este un demers pe care l-au făcut în lipsa altor argumente pe care să le folosească în campania electorală. Este doar un instrument de a avea ceva de spus în această campanie.
n-au putut să meargă în fața cetățenilor. N-am văzut meeting-uri mari ale colegilor liberali să meargă în teritoriu și să explice anumite lucruri, pentru că n-aveau ce să explice. Cum să explice cetățenilor că au distrus o forță, Uniunea Social-Liberală, care se lupta cu Traian Băsescu? N-aveau cum să explice și probabil că nu erau iertați de cetățeni, dacă mergeau încercând să explice aceste lucruri. Deci, acea moțiune n-are nicio șansă, a fost folosită ca și argument. Dar merg mai departe și mă întreb, ce își doresc colegii liberali? Își doresc dărâmarea guvernului Victor Ponta și mutarea aturilor din nou în mâna lui Traian Băsescu? De fapt, cred că acesta este lucru pe care l-au urmărit încă de atunci când au pus la cale ieșirea din USL. Să mute din nou centrul de putere de la noi către Traian Băsescu. S-a explicat în ultimul timp foarte mult și lucrurile sunt din ce în ce mai clare. Sunt în politica românească două tabere. Tabăra pro-Traian Băsescu și tabăra împotriva lui Traian Băsescu. Liberalii au plecat din această tabără, s-au poziționat în tabăra pro-Traian Băsescu. Și atunci, sigur că încadrăm acest demers exact în acest registru. Dacă această moțiune de cenzură va fi dezbătută totuși de Parlament până în data alegerilor europarlamentare, vor fi prezenți parlamentarii Alianței Electorale? Nu, din câte am înțeles, nu va fi dezbătută, nu știu exact, dar cu siguranță nu avem niciun argument nici să lipsim, nici să nu lipsim. Este pur un demers politician și atât, nimic mai mult. Vom decide la momentul respectiv. Dar eu cred că, în primul rând, liberalii trebuie să-și mobilizeze numărul de parlamentari necesar ca o moțiune să treacă. Liberal, cu PMP, cu PDL și așa mai departe. Fiindcă ne referim la PNL, PNL Sector 3 s-a susținut recent că i s-au alăturat 200 de membri noi, foști membri ai PC, în frunte cu fostul prim vicepreședinte PC Sector 3, Dan Marinescu. Cum comentați acest fapt și este cumva un caz izolat sau pe ce se poate confrunta în viitor și cu este un alte semn plecări? Că Partidul Conservator cred eu că a început să crească în ultimul timp, că sunt mai mulți membri și atunci sigur că sunt tentate alte partide să mai rupă și să mai din numărul de membri, dar și din aripile probabil ale Partidului Conservator. Nu cunosc personajul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, nu l-am cunoscut niciodată, din câte am înțeles de la colegii de la sectorul 3. A venit de la o altă formațiune politică acum un an de zile, viza un post de parlamentar pe care colegii mei n-au putut să-l garanteze și atunci sigur că a așteptat un moment favorabil să creeze un mic context politic în campania electorală și să meargă la colegii liberali. Le urez succes, nu este niciun fel de pierdere pentru Partidul Conservator. În acest context, eu cred că o pierdere adevărată, cred că poate fi catalogată pierderea domnului Silaghi, nu? Candidat, fost ministru al Partidului Național Liberal, care a decis să se alăture Alianței Electorale PSD-UNPR-PC. Și eu vreau să îi mulțumesc pe această cale, nu numai dânsului, ci întregii organizații PNL de la Satul Mare, care este alături de ceea ce noi am susținut în permanență, că USL-ul se poate reface. Și așteptăm cu toții data de 25, atunci când probabil că în viața Partidului Național Liberal va fi o răscruce și vor decide foarte clar dacă vor să continue proiectele pe care le-am început împreună și pe care noi nu le-am atacat niciodată. Acum văd că le atacă chiar dacă la un moment dat au fost de acord cu ele, sau vor decide în continuare să meargă și să se fragmenteze probabil în perioada imediat următoare. Exact despre asta vreau să discutăm. Dacă vedeți posibil în acest context amplu în care vedeți atitudinea PNL-ului, mai este posibilă refacerea USL? Mai este posibilă cu domnul Crin Antonescu? Eu cred că, și am mai spus-o, Crin Antonescu, pentru a rămâne președintele PNL, cred că nu are decât o singură șansă, să se întoarcă în Uniunea Social-Liberală. Și nu cred că ne opunem la acest demers, dacă ar întreprinde un astfel de demers. Noi am spus, obiectivele sunt cele mai importante. Obiectivele de a avea o formațiune care să se bată până la capăt cu un regim. Așa cum îl cunosc însă pe domnul Antonescu, cu orgoliul domniei sale și cu ambiția personală de a ajunge președintele României, probabil că nu va reveni în USL. Dar e posibil orice, pentru că așa cum arată astăzi sondajele, sigur că eu niciodată n-am vorbit de rău un coleg, un fost coleg.
în domnia sa, a doua zi, chiar și înainte să plece din USL, a jucat la două capete. Și nu-i doresc rău domnului Antonescu. Dar așa cum arată sondajele astăzi, este greu de crezut că PNL-ul va obține 20%. Adică majoritatea oamenilor din această țară care au susținut USL-ul, cei 7,4 milioane de români care au votat pentru demiterea președintelui și care susțineau un demers al Uniunii Social-Liberale, cred că astăzi nu mai pot fi votanții lui Crin Antonescu. Pentru că Crin Antonescu, dintr-o dată, a devenit partener cu Traian Băsescu. Fiindcă v-ați referit mai devreme la alegerile prezidențiale, este premierul Victor Ponta cel mai potrivit candidat al Alianței pentru această funcție? Eu am mai spus-o. Cred că da, este cel mai potrivit candidat pentru nevoile pe care le are România în perioada următoare. Nevoi de stabilitate, nevoi de concentrare pe reunirea, să spunem așa, a societății. Deci cred că avem nevoie de un președinte care să pună toți oamenii la un loc, nu să dezbine. Am avut suficientă dezbinare în atâția ani, în 10 ani de zile și cred că e momentul ca, fie că vorbim de societate, fie că vorbim de viața politică, e nevoie de cineva care e capabil să adune toate forțele și să în jurul domniei sale și să genereze creștere pentru cetățeni. Am avut prea mulți ani în care, din păcate, au fost foarte multe certuri, foarte multe, cum să spun, condamnări televizate, ca să spunem așa. Cred că avem nevoie de o perioadă în care să construim sau să reconstruim România și din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere social. Și de ce anume depinde anunțul oficial al candidatului? De domnia sa. De domnia sa. Eu cred că așteaptă și rezultatul alegerilor din 25 mai să vadă exact care este scorul pe care îl vom avea, să vadă care este dorința mai degrabă a organizațiilor de a susține pe dânsul ca și candidat și după aceea va decide. Toate lucrurile converg în această direcție. Eu sper să ia această decizie. Depinde numai de domnia sa.